După interacțiunile dintre Albert și Laura de la finalul săptămânii trecute și sâmbătă la party, cei doi au stat tot împreună. Ți-a plăcut? Ce? Petrecerea, da, ce ai putea să... Rău, rău. Adică mi-ar fi plăcut să stea mai mult. Să nu pleci. Hai cum să vorbesc, să stea mai mult și... Ia uite că începe a doua petrecere, ce crezi? Hai! Că și doamna Mariana are o afinitate pentru Laura, știm, dar ia ascultați cum o alintă Albert. Laurica. Laurica. Bumbinica. Da, aveți mai făcut de rău? Da. Nu, te puteți. Nu, că nu, n-am rugat să nu fie. Nu le-ai mie asta? Mă duc că am treabă. Nu, pe asta mi-am cumpărat eu. E de la oră? Da. Două ieșiri la mare am avut. Am două le-am pierdut. Data viitoare. Oricum, luni o să avem task. Marți o să avem. Da, o să avem câștigă. Eu vreau să câștig. Și eu vreau. Ia, ia să vezi. Ia. Cât ești? Ajungi până la urmă. Eu nu înțeleg care e problema ta cu înălțimea asta. Nu e o problemă, doar îmi place să mă amuz. Nu, stai tu. A, vrei stai să acolo. Spun, pentru că... Ce? Vrei să vezi dacă... Așa vrei tu să fii o iubită, așa, domnată? Nu, mă, n-am treabă, doar îmi place să mă mai amuz. Câteodată. Cum nu? Ai și tocuri? Da. Nu, îmi place să mă mai amuz așa câteodată. Bun. Dar tu ai fost doar cu fete înalte? De ce? Așa... Așa vezi așa tu ce-n tiparul sau așa a fost să fie? Așa a fost, pur și simplu. Mai de ce? Schimbă-l! Ok? E ok. Ce-am văzut noi acolo a fost un sărut, iar mai devreme fusese un alt sărut și au mai urmat și pupici și îmbrățișări. Unde te duci? Păi nu te găseam, mă. Hai, mă, că se închid ușile în 5 minute și... Na. Hai să văd ce mai au de mâncare. Hai că m-ai disperat mâncarea ta, ce mai vrei? Hai să văd. Ce mâncare mai vrei, că nu mai... Păi ce mai avem? Nu mai iei nimic, că nu mai avem. Ușoară. Da. Câte kilograme? Nu știu câte am acum. Da, 90. 90, 60, 90. Ești bine? Ești bine pe ele? N-am pe unul. Ne auzim... Poftă bună. Luni. Mă duc să mănânc și... După interacțiunile de la party, Laura vrea să știe care e statusul între ea și Albert. Laura, sunteți într-o cunoaștere sau într-o relație? Dacă zice că suntem într-o cunoaștere, rămân la mare. Rămân la mare. M-a sărutat. Deci știe și el că dacă te sărucești, că nu e fraier. Păi eu zic să aflăm care e statusul, ca să știe dacă pleacă de acolo de lângă el sau nu pleacă. Așadar, Laura, Albert, vă declarați un cuplu în casa Mireasa? Ce să uită, Mariana?
Da. Aplauze! Al, că nici nu mai știu cât sunteți. Câte șaselea. Al șaselea cuplu în casa Mireasa, să fie într-un ceas bun. Mulțumim. Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Exact cum s-a văzut. Nu, da, s-a. Pur și simplu... Adică ce-ai schimbat acum, față de acum o săptămână, față de acum o lună? Că pe Laura o știi. Aceeași, da, Laura. Da, în ultima perioadă pot spune că am fost mult mai apropiați. Prin anumite gesturi, glume, tot felul de lucruri. Și cred că la petrecere am zis să lăsăm orice altceva deoparte și să ne dăm voie să simțim. Mhm. Tu ce spui, Laura? A fost greu de curtat, Albert. Da, chiar a fost. Dar eu am fost ca și până acum, adică n-am făcut nimic special. Ai fost perseverentă, că puteai să renunți de atâtea ori, nu? Dar da, mi-a plăcut să stau în preajma lui, lui la fel și... S-a întâmplat ce s-a întâmplat la petrecere. Dar nu știu, poate că are legătură cu plecarea Ionelei, că, na, nu știu, întreb și eu. Nu știu ce simte el, dacă nu putea să fie mai apropiat de mine cât a fost Ionela în casă, poate el să ne spună. Nu, nu are nicio legătură cu plecarea Ionelei, dacă asta vă întrebați. Da, asta am întrebat. Da, așa. Chiar așa. Exact cum am spus, în ultima perioadă chiar am stat mult mai mult împreună. Am văzut, de-aia v-am și întrebat vineri, că seamănă cunoaștere, dar voi n-ați recunoscut, vineri nu, erați... Păi, de unde? Decât să lăsăm cunoașterea, mai degrabă trecem peste. Direct, nu? Da. Păi ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut destul. Aveați un pic și vă locodeați de-a dreptul, nu? Nici chiar că e foarte puțin. Ce să zic, bate finala la ușă. Na, de asta eu mai întreb în stânga-ndreapta. Da. Păi, hai să nu vă sperii din prima, să fie într-un ceas bun. Suntem cu ochii pe voi. Doamna Mariana, ce ziceți? Eu mă bucur. Așa. Amândoi, Mia, Laura mi-a fost dragă și mi-e dragă în continuare. Dar acum nici nu are cum să nu-ți mai fie dragă. L-am lăsat pe Albert să vadă el ce e bun în ea. Uh-huh. Acum să le fie într-un ceas bun și să-i ocrutească Dumnezeu toate relele. Mulțumim. Mulțumim. Da. Păi, ce va fi, va fi, nu? Da. Da. Dar tu pleci la mare. Plec. Îți lași iubitul singur. Tu nu poți să pleci, că e ședința fete, foto de fete, da. Bine.